Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99. Suntem aici de data aceasta lângă șel She mașin pentru că avem în total 42.000 de șişeluri She în valoare de 115 milioane. O să le captăm imediat să vedem exact câte cadouri facem și câte aceste minunate cadouri facem, atâta o să deschidem. Acum avem fix 85 putem să facem, Summer Gift 85 dar ne trebuie 8.5 milioane și putem să captăm 85. Deci dacă e să le vindem, ăstea în total valorează 115 milioane, nimeni nu le cumpără, dar ăstea putem să le vindem pe 127 de milioane, chiar un profit extrem de mare. Dar e deja glumesc, pentru că deja avem 100 la deschis, da? Am cumpărat deja 100 la deschis pentru că o să păstrez și celurile pentru altceva. Dar e foarte bine știind că poți să craftezi și după să vinzi. 127 de milioane. Practic, dacă e să toate astea să nu fie bune, i-am dat 150 de milioane pe acolo, mi-am luat, am pierdut practic 25 de milioane, depinde, poate primesc un huge, poate nu, dacă primesc două huge cu siguranță merită, dar altfel nu prea, o să vedem imediat, avem 101 în total de deschis, super interesante, hai să vedem acum, dacă e să deschidem doar unul, ce mi-ar da, dacă ar fi să avem doar unul în momentul de față aici, mi-ar da ceva bun, poțiuni de 3, cărți de 4, cărți de 5, și după atâta, cam asta ar fi toată faza. Deci, ideea la aceste cadouri nu dau foarte mult, nu merită deschise sau cumpărate. Puteți farma șeluri în zona 209, farmați cu cărți de genul, da? Puneți cărți cum ar veni, scoateți toate astea, nu ăsta, să zic, scoatem toate astea, da? Îl scoatem și puneți ceva de genul. Aș pune una de strong pets, una de criticală și trei de treasure, dacă aveți doar 5. Și mi puneți magnet, în mijloc puneți magnet, dacă aveți doar 5 și nu aveți 6, scoateți ăsta, două de treasure, două de criticală, stonc împreună cu fructe, cu scriti, cu toiuri, cu jucării de genul și poțiuni, da? Și puteți faceți așa, după vă duceți aici, să le craftați și faceți un profit extrem de mare, în timp ce farmați alte iteme în ultima zonă. Acum hai să mergem într-o zonă mult mai bună, hai să mergem la jungle, pentru că acolo este bossul, chiar dacă nu putem să-l batem, o să mergem la el, stai puțin că trebuie să mergem la 209, vreau să mergem fix acolo unde este el, chiar dacă nu putem. Deci dacă ne ducem pe aici, prin stânga, putem să urcăm pe această scară care nu știam că e aici, după ne ducem fix aici și gata, am ajuns, fără să trebuiască să așteptăm, după sărim pe aici și gata, am ajuns, aici o să deschidem, da? O să luăm toate peturile de aici, și o să vedem exact ce o să se întâmple. Scoatem autotapul ca să nu apară aia în spate. O să punem fix aici și o să începem să deschidem. Am deschis unul, deschidem acum 4, să vedem aici exact cum e. Deschidem 4. Și după să vedem după ce deschidem. Sunt niște chestii chiar cât de cât ok, dar pentru ăsta, pentru cât valorează, mai bine doar le vindeți, mai bine doar le vindesc. Și acum deschidem 8, vedem aici exact cum este. Deschidem 8 și asta este. Acum vedem exact. Uite, am primit un hoverboard. Deci ok, până acum e ceva bun. Am primit un hoverboard care costă 1.4 milioane. Ok, înțeleg. Să zicem că e ok. Am primit ce în valoarea 1 din toate astea. Mai deschidem încă 8. Vedem acum ce pică. Poate dacă ai pica un huge sau unul golden sau unul Rainbow ar fi foarte bine, mi-aș lua toți banii înapoi, dar acum șansa pentru a primi orice din aceste cadouri sunt foarte, foarte mici. Vedem imediat, stai să dispară toate astea. Avem shiny flag-uri, shiny rainbow flag, shiny flag-uri măcar sunt foarte, foarte bune, asta e partea bună. Ne ducem înapoi aici, mai deschidem încă 8, mai putem să deschidem 8 de 10 ori. Vedem fix aici dacă este cum e să deschidem toate astea pică ceva bun, măcar încă un hoverboard sau ceva, avem și sprinkle și shiny flag-uri, dar nimica, wow să zici că chiar merită. N-am primit niciun șiuș, că mi-a nu? Monkey, 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 nu, n-am primit nimic, nu? Monkey. Da, din păcate avem doar monkey-urile normale, care sunt foarte multe jocul ăsta. Probabil Preston chiar îi plac mai multele sau se asamănă cu una. Acum hai să vedem, mai deschidem încă 8, să vedem dacă pică ceva. Vedem fix acum dacă a picat ceva. Poate pică, poate nu. Ne uităm fix aici, avem name tag-uri, avem încă un hoverboard acolo, ok, hoverboard și parcă dacă nu mă înșel am primit și un summer boot, două summer boot-uri, stai un pic, asta e bine. Am primit două summer boot-uri împreună cu un hoverboard, chiar dacă nu e cine știe ce, wow, e distractiv să deschizi. să vedem, acum să facem și o poză pentru thumbnail, să vedem aici cum o să fie. A făcut o poză, lăsăm asta în spate, așa bun. Mai primim ceva, un hoverboard, un boot, na. Să scrieți în comentarii câte hoverboard-uri și câte buturi avem în total. Ne uităm și fix aici, bine, stai să punem loadout-ul nostru normal. Mai deschidem încă 8, mai deschidem încă 8, unde este 8? Deschidem 16 în total. Stai să vedem aici ce mai avem. Poate pică ceva bun, stai că momentan sunt prea multe iteme și nu arată, dar n-a picat chiar absolut nimic care sunt de bun. Stai să mai deschidem încă Deschidem fix așa. Una, deschidem 4 și deschidem 8. Vedem acum, avem 100 valorează chiar foarte mult, am dat vreo 150 de milioane, dar merită. Vedem acum dacă pică ceva, măcar un ceva interesant, un huge, un titanic, un... Oh! Avem un mini chest și un stack. deci n-am mai primit nici măcar un hoverboard sau un but. dar măcar am primit un mini chest care valorează cât de cât ok. Oricum am ieșit mult pe minus aici, mai deschidem încă opt să vedem. Mâine este update-ul, într-o 10 și 6 ore o să fie update-ul, astăzi facem live, dacă sunteți interesați, la 17.30 începe încă un hoverboard, să-l punem și noi pe că tot avem 5 în total acum, vedem uite ce mișto arată gen. Este practic un surf, un board în care poți să stai pe el și să faci surf. Chiar arată mișto. Și mâine la update, cu jumătate de oră înainte să fie update-ul, o să facem și atunci un live, deci ne vedem și atunci. Avem 8.000 de straguri, 15.000 de straguri. Avem mai multe rainbow decât ăsta. Bine, aici avem prea multe, nu contează. După dacă este să vedem câte mai avem, mai avem încă 8. Hai să vedem. Deschidem peste 8. Vedem cu surfboard. Suntem aici cu surfboard-ul, să vedem dacă avem noroc. Și îmi pică ceva, pică ceva, niciodată n-am avut ceva de genul, dar poate data viitoare deschidem 100 de global și o să pice ceva de acolo. Avem șanse mai să vedem dacă e deschide și un global acum, poate pică de aici un huge. Cum ar fi dacă ai pica și huge din global? Am primit gemuri, 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 crystal key, large give back, secret key, poțiuni, poțiuni și cam atâta. Măcar Global Gift-ul dă chestii bune, măcar astea sunt chestii bune, gen, sunt niște poțiuni care chiar sunt destul de bune, adică poțiuni de 6, da? Nu, de 7, pardon, și de 7, de 8, de 9 și de 10, a, nu, ăsta de 9 și ăsta de 10. Chiar sunt poțiuni extrem, extrem de bune, adică, până la urmă, pentru ceva ce-l faci doar pe gratis, e extrem de bine. Vedem aici și mai avem încă 3 de deschis, am deschis în total toate astea, să vedem. Poate aici măcar să mai mă pice măcar un but sau un... Storyboard, nu e că le-aș vinde sau ceva, dar să fie acolo și n-a picat nimic. poate de aici, nu, pică un mini chest ăsta, chiar nu mai am nimica, gata, asta a fost tot ce am deschis, mai am niște rainbow mini chesturi, de ce nu? La global aici trebuie să colectezi tișelul ca să-i global eventul, trebuie să faci 50 în total. Din păcate, n-a picat nimic, wow! Dar au picat niște chestii destul de ok, pentru că am luat niște storyboard-uri, am luat niște Summer buturi care sunt destul de ok, chiar dacă nu valorează extrem de mult, adică 2 milioane aici și ăsta nici măcar o să toate că unele le-am cumpărat, plus aici câteva milioane, măcar au fost distractive și ne-am dus aici. Ați văzut cum puteți să vă duceți și vă aici să deschideți ceva sau să faceți ce, ce vreți. Deschidem și astea pentru că, de ce nu? Și cam atât gen. Acum puteți, nici nu mă așteptam, sincer, aici la 205, da? Chiar nu mai așteptam să pot să fac atât de multe. Farmez în continuu de la evenimentul ăsta și chiar le păstrez. Poate o să se întâmple ceva cu ele. Clanul începe foarte curând. Vă place noua poză de profil? Arată super mișto. Din păcate trebuie să o schimbăm. Dar o să văd cu ce o să schimb. Sau dacă spune și vă place, scrieți în comentarii. O lăsăm sau schimbăm poza de profil la clan? Bine, nu e pătrețoasă și e puțin dreptunghiul, dreptunghiulară, dar totuși ok, știi? După aici, la clan momentan suntem în top 57 și arată bel delfin. Chiar e, na, mai bine nu știu, vedem, o să vedem cu ce punem. Club ca nu e ok, momentan clanul o să înceapă mâine sâmbătă și o să vedem cu ce o să fie. Și la clan, pentru cei care sunt în clan, ultimele 15 persoane, stai să schimb și eu asta, o să schimb după, dar ultimele 15 persoane o să primească king din clan. Ultimele 15 persoane care nu poate să Participe care nu fac multe puncte, nu contează, dacă ai, să zicem că ai 100.000 de puncte, dar ești persoana 72, tot o să primești click, trebuie să faci cât mai multe puncte, să vedem persoanele care chiar fac și persoanele care nu fac, pentru că acum, în clanul acesta, o să vedem dacă putem intra top 50, pentru că la top 50, până sus, top 40, top 30, top 20, top 10, o să ne dea este destul de mișto. Asta, ăsta a fost episodul și ne vedem data viitoare la pe simulator 99. Aveți și aici ultimata care e super mișto?